Care crezi tu că e cauza? Nici o cauză. Fotbal se joacă pe golurile. Ei au dat, noi nu am dat. Asta e. Nu ai o explicație. Bun, poți să ne explici un pic faza primului gol, acel gol din fază fixă. Ok, Aca nu sare cu Mitre acolo, dar și tu ești prins pe picior greșit sau ce s-a întâmplat la Am acea fază? folosit mingea și am stat după în poziție și el a dat gol în vinclu. Asta e explicația Mi mea. s-a părut că te-a prins un pic ieșit și ai vrut să te retragi, te-a Dacă prins. vrei să faci scandal, Nu, nu, nu. altceva. Nu, nu, Dacă nu. am Nu e. deja răspuns la ce m-ai întrebat, am răspuns. Te întrebam pur și simplu să ne explici o Nu, fază, nu, deci nu. vă rog. Așa te-am explicat din nou. Ok, spune-ne un pic, cum sunt aceste zvonuri pentru tine, cum că cei de la Craiova l-ar fi luat pe Lazar deja, l-ar fi acontat. Vrei să pleci la finalul acestui sezon N-am sau care? zis niciodată că vreau să plec. A fost o conferință, cred, acum 2 ani, a fost la stadion și am deja zis 2 ani înainte care e părerea mea. Dacă cineva se oprește și nu vorbește tot timpul de ce am spus eu, chestie că nu am spus niciodată, dar se uite ce am spus 2 ani înainte și de acolo nu am mai vorbit de plecare, acolo e deja răspuns. Bun, spune-ne cum mai vezi tu lupta asta de acum încolo. Pare că s-ar fi terminat pentru voi în acest moment. Tu cum vezi? Da, sigur va fi foarte greu pentru că am pierdut foarte mult punctele, dar încă nu s-a terminat. Avem 4 meci. Oricum trebuie să încercăm să nu aruncăm tot munca, tot lucru că am făcut de un an, să continuăm să ne batem la fiecare meci. Sunt 2 meci că am făcut 2 pase greșit. Asta e fotbal. Totuși, tu ai o explicație pentru jocul vostru sau discrepanța asta între jocurile cu CFR Cluj și FCSB și aceste două jocuri? Am jucat cu adversari diferit. Ce vreau să zic, două echipe ca Cluj și FCSB joacă fotbal și e un meci diferit. Am pierdut 2 meci cu două echipe care se apară și nu am reușit să facem lucru asta că a spus mister, să plimbăm mai mult mingea și ne-am dus prea mult în centru, dar nu ai o explicație. Am încercat și n-am dat gol și am primit. Mulțumim. Salut! Da, l-am lăsat pe Piacelin. Haideți să vedem cum se comportă la acel prim gol. Pentru că senzația este că el greșește, adică nu prea știe ce să facă. Iese, după care se întoarce în poartă și practic e de ajuns ca balonul să fie trimis cu boltă și chiar așa e vinovat la gol, nu? Da, l-a prins pe drum, practic, pentru că el Exact. a vrut să iasă și nu a mai ajuns la minge. Când și-a dat seama, el a fost foarte târziu, că a ajuns deja la 6 metri când Mitrea lovește mingea cu capul. Apoi a dat peste el. Adică ori Și ieși, ori execuția rămâi în bună a poartă. lui Mitrea, câștigă duelul acolo cu adversarul. Da, modul în care dă, n-ar fi trebuit să fie o problemă Dacă era pentru pe linia portar dacă porții. era în poartă. Dacă era pe linia Da. porții, nu. Acum mi se pare că e indecis, nu știu dacă ar fi ieșit, Da, cred că ar prima lui fi. idee a fost să iasă el pe centrale să prindă mingea și l-a depășit. N-a anticipat cum trebuie. E eroarea lui. Așa mi se pare. Și interesantă alegerea Craiovei cu Lazar, pentru că automat eu sincer mă îndoiesc că Lazar merge rezervă acolo. Cred că aici. Probabil vor să-i aducă concurență. Este bine să ai doi portari de valori apropiate. Pentru că va simți și el presiunea, o să antreneze și mai bine decât a făcut-o până acum, probabil. Și este normal să ai, cum au și la CFR, au Bălbredean și Alauschis. Doi portari am de aceeași valoare. Da. Bun, cum explicăm Chiar trei. oscilațiile astea? Da, că și Da, polonezul, mă rog, păi, e atunci când important, ați avut dar nevoie de el, a da, s-a apărat tot bine. discutat pe acest subiect și, până la urmă, a Adevărul fost că nu știu nevoie dacă de există. Sandomierski să apere cu Botoșani. Păi, asta spun, Meci extrem de important de pentru noi. regulă, oricum la puține cluburi găsești doi portari de calitate. Să fie și al treilea, că de regulă al treilea e un copil, da, pe care l-ai și apelezi la el în cazuri extreme. Care poate fi explicația pentru oscilațiile astea în rezultate ale Craiovei? Bați CFR, bați
FCSB, da. După care pierzi cu Clinceni și cu Sepsi. Da, Craiova este o echipă care în momentul când întâlnește echipe care vin peste ei, eu știu cum s-au fost CFR și FCSB-ul, care pun presiune pe ei și le dă spații, sunt o echipă care de la mijlocul terenului în sus au jucători de viteză, jucători pe benzi, cu Ivan când joacă vârf de atac, care și el are viteză și le convine acest joc. În momentul când găsesc echipe care se apără, cum gen Clinceni sau și Sepsi pe unele momente de joc sau multe momente de joc, cum a fost și în această seară, au dificultate, pentru că nu doar Craiova au această dificultate, și majoritatea echipelor din România. Poate să spunem că FCSB-ul ar fi una dintre echipele care într-adevăr are jucători de la mijlocul terenului în sus care pot să-ți facă diferența, adică care să ia unul contra unul, care să dribleze. În rest, la celelalte echipe găsim puțini jucători care fac treaba asta și de asta au aceste probleme. Da. Nu știu, mi-e greu să cred că... Apropo de Uzunidis, ți se pare că a schimbat în bine Craiova? Că la un moment dat după aia părea că da, tocmai din cauza acestor oscilații. Părea că a schimbat, pentru că față de ceea ce jucau ei înainte, a schimbat sistemul de joc, a venit cu această construcție, cu această posesie, cu ceea ce spuneam la început, cu mijlocașii de bandă care intră în interior și urcă cu fundași laterali foarte mult, ceea ce nu se întâmpla în mandatul lui Papură, care îi plăcea joace acel 4-3-3 și cu atacanții de bandă care se stau lipiți de tușe și fundași laterali nu aveau cum să urce. Adică a făcut aceste lucruri, a venit cu doi mijlocași centrali, cu Mateu și cu Nistor, doi jucători de mijlocul terenului agresiv care recuperează multe mingi, cu Nistor care e bun și pe fază ofensivă. Defensiv a arătat ca o echipă bine organizată defensivă, a încercat cu acest pressing sus să se aducă mai sus decât o făceau înainte. Adică mie mi se pare că a venit cu câteva lucruri bune, dar are și el nevoie de timp ca să poată să reușească să iasă tot ceea ce vrea el. El totuși a fost adus să ia titlul, că l-auzeam recent pe patronul Craiovei spunând chestiunea asta și spunea la modul un obiectiv de bun simț este titlu, un obiectiv de bun simț pe plan intern, spunea este să luăm campionatul. Că îi se pare că are cel mai bun lot de când Craiova a promovat pe prima scenă, evident, dacă îl pui la socoteală și pe Colici, numai că el Colici nu a putut fi folosit. Colici a fost mai mult accentat. Da. El nu l-a putut folosi foarte puțin. Da, hai să-l ascultăm pe Uzunidi să vedem ce explicații are. Cred că am început destul de bine meciul, am avut câteva oportunități în începutul partidei. Dar în astfel de partide nu putem avea foarte multe ocazii, foarte multe șanse. Am avut cu Andrei, cu Nistor. Puteam marca și apoi să controlăm meciul. Dar am primit gol în ultimele momente ale primei reprize. Am avut și ceva ghinion. Este o problemă pentru noi, trebuie să muncim mai mult. Am avut o mentalitate problematică, am fost poate puțin obosiți, dar trebuie să mai muncim mult pentru a îmbunătăți lucrurile. Primul gol a venit din corner, este ceva neobișnuit pentru echipa noastră. A cui a fost greșeala? A fost o greșeală de echipă, dar și calitatea adversarilor a contat în marcarea golului. Nu sunt fericit de reacția pe care a avut-o echipa mea în repriza a doua. Mă așteptam la mai mult. Să reacționăm mai bine. Nu am început bine în repriza a doua. Apoi, problemele pe care le-am avut, am încercat să schimbăm. Pe Bayram să-l repoziționez. Avem ceva probleme mari pe anumite poziții. Trebuie să ne regăsim încrederea, să regăsim soluțiile. Dar trebuie să fim corecți și să spunem că ne luptăm pentru locul 3. Deci se poate spune că s-a încheiat în seara aceasta lupta pentru titlu? Poate nu suntem pregătiți să luptăm pentru titlu în acest an. Și cred că este bine să ne uităm la lucrurile pe care le putem îmbunătăți în sezonul următor. Ne puteți spune de ce împotriva echipelor mici nu jucați cum ar trebui să jucați? I know, of course I know why.
Bineînțeles că știu de ce, dar nu vă pot spune. Este ceva legat de munca pe care trebuie să o depunem. Dar în astfel de partide, când ai șansa de a marca, trebuie să marchezi. Apoi totul este mult mai ușor. If we concede one goal, we're easy for us to score and to score a second goal. We don't have in this moment. În acest moment nu avem anumiți jucători pe care i-aș dori sau de care am avea nevoie. Sau unii sunt accidentați. Asta este o problemă. I cannot complain. I don't can nothing bad about my players. I know that. Apoi altceva despre jucătorii mei nu pot să spun ceva aparte. Ei au încercat și au dat interesul. Now we need to react. We need to be concentrated. Însă trebuie să reacționăm și să ne concentrăm pentru următoarea partidă. It's very bad if we give up, you know. Ar fi un lucru foarte rău dacă am renunța. Însă nu renunțăm, mergem înainte. First of all for us. Și trebuie să o facem în primul rând pentru noi. Interesting that Nistor told us before at the interview, he said that some smaller teams have bigger motivation with your team. Nistor spunea înaintea partidei că echipele considerate a fi mai mici au o motivație mai mare împotriva Craiovei. Cum vi se pare? It's normal. No, but after you watch some games and your games. El încearcă să câștige. N-aș vrea să discut despre acest lucru. Pentru mine contează că va trebui să găsesc soluția pentru a câștiga meciuri. Da, l-am stat pe Uzun Nidis. Evident că Craiova e în joc și pentru Cupa României. De fapt, pentru Cupa României, că admitem că nu prea mai are șanse la campionat. Avem și câteva faze de arbitraj, repede vreau să trecem prin ele, pentru că mai avem și alte lucruri. În minutul 20, Bârsan a arbitrat această partidă și le luăm în ordine în care ele s-au petrecut. Aici cei de la Sepsi solicită, cred că, Hens la Marius Constantin. Nu cred, da, cred că vine în abdomen. Cred că vine în abdomen, da, și de acolo sare. Și de aici se vede mai bine. Bun, mai departe, minutul 39, o fază la care Craiova trebuia sau nu să primească penalti. Asta e o fază interesantă cu Jesus Fernandez care alunecă în momentul în care dă mingea și după aceea se pune întrebarea dacă practic îl lovește pe Nistor. Și dacă evident e sancționabilă chestiunea asta, cum vi se pare? Nu. Bine, normal, el dă, te încagează și după aia, nu, ce să facă, nu putea să-și tragă piciorul, mai și-a alunecat. Nici mie nu mi se pare că ar fi ceva. Apoi, minutul 48. Bancu îi pune acolo piciorul. Acum nu-mi dau seama dacă... Ia să vedem de aici. Nu-mi dau seama dacă îl calcă sau nu. Pentru că dacă doar îi pune piciorul în față, conform ceea ce ne explica Cristi Balaș, că dacă intervine un contact după ce dă minge, nu e problemă. Dacă intervine un contact care atrage un cartonaș galben, atunci se impune penalti, chiar dacă jucătorul a apucat să tragă. Și nu se vede. Doar dacă îl calcă, eu știu, după ce, dar nu... Ia să vedem. Doar dacă îl calcă. Nu, îi dă în gheată, nu. După ce trage, nu e... Bun, și mai este o fază în minutul 89. O ocazie mare pe care o are Craiova. Aici sunt două faze într-una. În primul rând, dacă e offside la pasa asta pe care Ivan i-o dă lui Tudorul, după care dacă Mitra cade, îl calcă în mod clar. E, aici. Aici, dacă... Da, da. Ăsta e momentul. Offside. Da, e offside e foarte greu să nu, mie mi se pare offside clar, nu foarte greu. De ce zici foarte greu? Că mi se pare că Tudor e clar în poziție de offside. Da, dar dacă n-a ridicat fanii, nu ar fi trebuit să dea penalti. Dar e offside din punctul meu de vedere. Rasutăm și pe Leo Grozavu. Merită în primul rând băieții, pentru că au fost din nou fantastici astăzi. Au făcut o partidă și tactică, și din punct de vedere fizic. S-au dăruit, s-au bătut, au alergat, iarăși am văzut foarte mult efort și atunci când faci efort,
ești răsplătit. Interesant, spuneți de efortul fizic, a venit și antidopingul după această partidă. Arătați bine. Vi se pare ciudat așa că... În România e ciudat, că de ce ar trebui să fie ciudat? Nu știu, la unele meciuri se cere, la altele nu. Și foarte bine. Mie mi se pare un lucru care ar trebui să fie normalitate. Un control antidoping nu înseamnă că trebuie să fie ciudat. De ce? Ar trebui la fiecare joc să fie control antidoping. Așa mi se pare normal. Într-o țară civilizată, cred că e o normalitate să fie control antidoping. Nu ne deranjează, din contră, ne arată că suntem bine, că suntem frumoși, veseli. Interesant este că sunteți echipa care a marcat cel mai mult din fazele fixe, ați întâlnit echipa care a primit cele mai puține goluri din faze fixe, ați reușit din nou astăzi. Cât de mult se lucrează asta la... Lucrăm. Nu cred că lucrăm mai mult decât alții. Sunt și alte echipe care lucrează și noi lucrăm. Fac parte din metodica noastră. Există un antrenament de momente fixe. Avem jucători care au talie bună. Contează foarte mult și execuția, pentru că atunci când marchezi golul, înseamnă că ai și jucătorii potriviți pentru asemenea momente. I-ați simțit pe Oltenia apăsați de presiunea asta câștigării astăzi, așa cum i-ați simțit pe teren? Nu pot să spun că i-am simțit apăsați de presiune, dar era clar că pentru ei era un meci foarte important. Sunt jucători de cu calitate, dar nu au avut cea mai bună zi astăzi. Da, și datorită adversarilor care le-au pus multe probleme, nu i-au lăsat să joace. Atunci când nu lași adversarul să joace, e mai greu pentru orice jucător de fotbal, cât ar fi el de bun, să se poată exprima. După această victorie contra Craiovei, îi îndepliniți și visul patronului să câștigați la CFR? Noi ne dorim de fiecare dată, am spus. Speculațiile care le se fac mi se par niște inepții fără seamăn. Din păcate, e România, trebuie să ieșim cu ceva în față. Vorbim prea puțin despre fotbal, vorbim prea puțin despre ce ar trebui să fie important, să atragem lumea, să atragem copiii. Noi vorbim numai despre... Suntem în 2021. Cine credeți că și-ar mai permite să mai facă asemenea minuni? Nu cred că există așa ceva. E părerea mea personală. Dar mă opresc aici, nu mai vreau să comentez. E un subiect care chiar nu-mi face plăcere să-l discut. Nu pot să nu vă întreb și de ce s-a dat astăzi noul transfer, Cristi Bărbuț, deja pentru cupele europene? Da, nu vreau să vorbesc, nu știu. Noi avem acum un lot la dispoziție cu care trebuie să încheiem acest campionat. În perioada de pauză, mai mult ca sigur că vor fi făcute transferuri. E posibil ca unii dintre ei să semneze și mai repede, dar n-aș vrea să vorbesc. Suntem în campionat, avem jucători sub contract deocamdată. Și până la final ne bazăm pe ei, pe nimeni altcineva. Mulțumim tare mult! Multă plăcere, seară bună! Da, deranjat Leo Gruza, a avut de speculațiile, da, care s-au făcut și cu siguranță se vor mai face. Numai că vreau să vedem niște declarații pe care le face un oficial al clubului unde el lucrează. Și e vorba de Hadnagy, da? Despre cazul Buena. Că Buena este acuzat din interiorul clubului Sepsi că a semnat cu CFR, că n-a anunțat și o să vedeți imediat, repet, declarații făcute de un oficial al clubului. Că așa ziariștii fac speculații, că cineva acuză și spune așa despre Buena. Cred că a semnat cu CFR nu acum, nici în urmă cu 2-3 săptămâni, ci din decembrie sau ianuarie 2021. Așa cred eu, spune Hadnagy. Acum pot să mă gândesc la acel roșu pe care l-a luat în meciul cu CFR Cluj din ianuarie. Pot. Nu-l acuz, dar am dreptul să fiu suspicios. Avea galben, la pauză, Leo, care avea COVID-19, a discutat cu el la telefon, i-a spus să fie atent. Ce a făcut el? Exact pe dos. A intrat cu două picioare să fie sigur că ia roșu. Plus că nu avea ce căuta în acel loc pe partea stângă. Se referă la faza din meciul cu CFR. Foarte dubios ni s-a părut acel episod. Am tăcut, dar ne-a lăsat un gust amar. Acum că vedem că se confirmă tot ce gândeam, ne dezamăgește crunt. Dacă mergea la FCSB sau Craiova, chiar tăceam. Uite, înaintea meciului cu CFR din play-off, când a aflat că e în afara loturului, s-a dus glonț la Leo Grozavu. Era și mincinos. De ce nu a venit să ne spună că a semnat? El cerea explicații de ce nu e în lot. Mie mi se prind niște acuzații, niște declarații grave. Adică, practic, el cam acuză pe Buena că a luat roșu cu bună știință în acel meci cu CFR, pentru că el știa că ajunge la CFR. Cum ți se pare ce spune? Pentru că, repet, este declarația unui oficial al clubului, adică aici nu mai vorbim de o speculație. Da, e greu să comentez ceea ce declară Hadnagy. Eu știu doar un singur lucru,
Marian Copilu a avut ceva discuții cu agentul jucătorului și... Astea sunt fazele în care el ia cele două galbene, ca să înțeleagă oamenii. În acel meci câștigă de CFR 1-0. Da. Asta e primul galben, da. Deci, așa. Asta este singurul lucru care îl știu, că e în discuții cu... și că a discutat cu agentul jucătorului. Plus că, dacă e să ne uităm la lotul pe care îl avem noi acum, mă refer la zona de fundaș central, eu zic că suntem acoperiți. Acum, eu am luat și prima parte a declarației lui Hadnaghi, în care spune, cred că a semnat. Deci, aici, practic, nu știu dacă e... Putem s-a referit, cred că a semnat acum două săptămâni, nu în decembrie sau în ianuarie. Cred că a semnat, mă rog, nici măcar acum două săptămâni, ci în decembrie, ianuarie, că nu zice că n-a semnat. Sigur a semnat, dar nu știa exact când. Asta s-a referit. Mă rog. Deci, este ceea ce pot să spun și aici vreau să închid... Să închid discuția de fundașii centrali de la noi. Avem fundași centrali cum e Vinicius, Burcă, Sestor, care e accidentat. Da, să știi că eu... L-avem pe Pașcanu, care trebuie să se întoarcă. L-avem pe Ben Youssef, care a zis că a jucat. Da, e o declarație inclusiv a lui. Mai e și Manea. Presa de afară, în care spune, am avut 3 oferte din România, am semnat cu CFR Cluj. Eu n-aș putea să spun. Că în momentul când un jucător este oficial la noi, noi îl prezentăm. Acum... Păi da, da, asta e ce știu eu. Numai că și dacă a semnat, interesul CFR-ului nu e să anunțe tocmai ce spuneai tu, că ai niște jucători în loc care s-ar simți cumva, s-ar gândi, a, păi bine, noi, băi, e o poziție la care suntem acoperiți, asta vreau să punctez, ca fundaș central. Dacă era un atacant, poate că era mai credibilă. Cum ți se pare al doilea care sună și galben? Nu a semnat cu CFR? Deci, din ce știu eu, sunt doar niște discuții pe care chiar Marian Copilul le-a avut cu agentul. Înțeleg că și unul dintre acționarii minoritari ai clubului, Gadola, astăzi a spus că Boina a semnat. Repet, faptul că el declară că a semnat cu CFR, mi se pare totuși să inventez că ai semnat cu CFR și n-ai semnat, aia chiar mi s-ar părea din cale afară. Dar acum văzând, bine, noi am comentat și atunci, că mi s-a părut stupidă intrarea. Ok, iei primul galben aici, poate fi de înțeles. E final de primă repriză. După care, în repriza a doua, știind că ai galben foarte devreme, ai intrarea aia la 40 de metri în care CFR-ul nici măcar nu e... Aici mă refer. Cu atât mai mult acum, văzând, cum să spun, știind tot ce s-a întâmplat. Eu, de exemplu, dacă aș fi antrenorul unui club oarecare și transfer un jucător și urmează, îmi face treaba asta, eu nu l-aș mai lua. Din punctul meu de vedere, pentru că dacă mă gândesc că a făcut-o intenționat și că l-am pus clubul sau eu, să-ți spunem, nu mai l-aș lua, pentru că mă aștept după aia când vine la mine, nu mai am încredere. La orice greșeală pe care o face, te gândești că... Pentru că, de exemplu, la meciul... Dar se poate întâmpla să... La meciul care a urmat cu CFR, pentru că ăsta a fost din sezonul regular la Sfântul Gheorghe, peste 2-1 și jumătate, s-a jucat în play-off-ul la Sfântul Gheorghe, Leo Grozavu îl scoate, fără ca el să fie suspendat, accidentat, tocmai pentru că, practic, nu mai avea încredere în el. Păi da, l-a scos pentru că aflase că a semnat cu CFR. Păi da, și nu mai avea încredere în el, gândindu-te cum a judecat meciul. Au avut aceea speță cu Bălgrădean, nu? Nu la fel a fost cu Bălgrădean? Tot ceva de genul ăsta. Semnase cu CFR, nu au știut cei de la club, de la FCSB, da. Și după ce au aflat, l-au scos și din poartă pe Bălgrădean. Da. Bun. Vreau să mai... Asta după amiază s-a jucat un meci important, s-au jucat mai multe partide, dar meciul de la Iași dintre Polia și Dinamo, câștigat Dinamo, foarte important în zona retrogradării. Iată că Dinamo leagă două succese și împotriva unor contracandidate la evitarea retrogradării, Viitorul și Polia. Și te rog. Trei meciuri, cred că au consecutive câștigat Dinamo. Au trei meciuri voluntari. Da, au Gazmetan... Meciuri, nu, voluntari. Voluntari la Gazmetan au pierdut. Cu Voluntari acasă, Viitorul. 2-0. A, acasă cu Voluntari. Viitor, da, eu mă gândeam la Viitorul și Poliaș, că erau chiar echipe cu care se află în luptă. E adevărat că și Voluntariul e acolo. Atunci când au jucat cu Voluntariul, cei de la Voluntari erau mai relaxați. Da. Erau bine. Da. Acum nu mai sunt. Corect. Și vedem golurile. Frumoasă execuția sa lui Sorescu. Bine, am mai văzut genul ăsta de goluri marcate de el. E într-o veste cu piciorul stâng, ceea ce și pare că prinde sistemul ăsta cu trei și să facă toată banda, da.
El este mai mult un mijlocaș de bandă liniar, nu este un genul care să intre mult în interior de combinație și este un jucător de viteză. Un tricou în memoria lui Echeng, pentru că astăzi se împlinesc 5 ani de când el a decedat. Și vreau să vedem și câteva declarații din partea lui Sorescu, din partea portarului Eșanu și din partea lui Achim despre, mă rog, acest meci, această victorie și mesajul acela pentru Echeng. A fost cel mai important meci, pentru că știm lupta care este la evitarea retrogradării și ne-a motivat în plus. Plus de asta este al treilea succes pentru noi consecutiv și asta este un lucru bun. Am suferit foarte mult și a venit timpul să ne bucurăm. Într-adevăr, cam târziu, dar important e să salvăm acest club. Nu cred că era nevoie de schimbarea antrenorului neapărat să se schimbe atitudinea. Trebuia noi din interior să strângem rândurile și să reușim, cum am zis, să vină declicul ăsta și să putem să legăm niște victorii, să ieșim de acolo.